avem cumva relații și interferăm și suntem interdependenți unii cu ceilalți. În cadrul acestei interdependențe poate apărea și relația de cuplu. Nu vine fericirea însă de acolo. Noi putem fi fericiți și în afară. Nu vreau nici să diminuez, dar nici să măresc importanța relației de cuplu. E important ca noi să ne dăm seama că în mod interior, în mod individual, putem să fim bine cu noi înșine și cu cei din jur. Relația de cuplu, și acest lucru știm cu toții, poate potența acest aspect interior sau îl poate diminua, îl poate anula, ne poate perturba. Relația de cuplu ne poate sprijini, ne poate ajuta în demersul nostru de a trăi mai bine, mai frumos, mai liber, mai ușor, sau ne poate încurca în acest demers, în această aspirație firească pe care o avem cu toții. Și revin. În momentul în care ne îndreptăm spre o relație de cuplu, ar fi bine să știm ce facem, să știm ce urmărim, să ne dăm seama unde vrem să ajungem. Ce, nu neapărat așteptări, ce fel vedem noi o relație de cuplu și cu ce ne-am propus noi să venim în ea și unde vrem să ajungem prin intermediul ei. Nu în interesul nostru neapărat, ci în interesul ambilor. Pentru că ambii au aceeași aspirație și de aici apar foarte multe conflicte, pentru că fiecare vine cu așteptări cumva egoiste în relația de cuplu. Vine cu așteptarea ca celălalt să împlinească nevoile, dorințele, aspirațiile. Și în momentul în care vede că celălalt le are și el pe ale lui și nu se dedică 100% împlinirii a lor noastre, apar, le spunem noi, dezamăgiri. Dacă însă din start am intra sau ne-am ajustat pe parcurs și am înțelege că o relație de cuplu ne poate sprijini sau ne poate dăuna și am face ajustările necesare mai întâi în interiorul nostru, cu siguranță relația de cuplu ar fi mai bună încă de la început, pentru că am selectat diferit. Eu aș recomanda ca noi să fim mai întâi într-o stare de bine și după aceea să intrăm într-o relație. Nu să fim într-o stare de nebine, de mai puțin bine, și să intrăm într-o relație în speranța, cu așteptarea ca mai binele nostru, împlinirea noastră să vină de la partener sau parteneră. În momentul acela nu e un început adecvat. Suferința e aproape când începem astfel. Mai întâi ar trebui să ne stabilizăm noi, să cunoaștem mai multe despre noi, să conștientizăm, să ne dăm seama mai exact cine suntem, ce suntem. Poate că e un drum lung acolo. Măcar să ne dăm seama care sunt nevoile noastre mai bine, care ne sunt limitele și de ce gândim cum gândim, de ce acționăm cum acționăm, de ce vrem ceea ce vrem. Când începem să ne punem astfel de întrebări, începem să ne cunoaștem și cumva tensiunea, presiunea pe care tindem să o punem pe exterior și pe cei din jurul nostru se reduce. Pentru că ne dăm seama că suntem foarte subiectivi și că putem modifica modul în care gândim astfel să înregistrăm mai puține tensiuni la relația noastră cu cei din exterior. Inclusiv cu potențialele sau potențialii parteneri. Sau cu prezentul sau prezenta parteneră.